cum de te-ai gândit să vii aici? Păi, în primul rând pentru experiență, mi se pare că e experiență mișto. Tot ce se întâmplă aici, aici e mișto. Și de ce nu, dacă o să încăsesc pe cineva aici, e un plus. Super. Când te-ai despărțit de fosta? Sunt, cred că vreo două luni. Două luni? Da, cam repede, nu? Mult. Suntem la fel cum ne-ai văzut în televizor sau suntem diferite? Te mai slabe. Nu, no, sunteți mai frumoase, sincer. Pe bune, fără vrăjeală de la Timișoara. De ce? La Timișoara există vrăjeală? Da. Doamne, fiecare. Fiecare își laudă orașul. Nu mai ieși de astea că se supără dincolo că îi dai de gol. E de bine. Ce zici de concurentul nou? O să vă înțelegeți? Bă, pare bine, fain. Din aceeași zonă, aș putea spune. Nu, ăsta un criteriu acum. Da? Da. Pare băiat ok, așa. Eu caut să mă înțeleg bine cu toată lumea, frate, dar dacă sunt niște situații aici care pur și simplu sunt revoltătoare sau... Degenerează. Nu încă degenerează, dar dacă sunt niște situații așa revoltătoare care, nu știu, simți că ești mințit efectiv pe față, sau vezi prea mare teatru din partea cuiva, îți dai seama că reacționezi, cum a fost în trecut, știi? Ai zis că de ziua ta acum anul ăsta ați fi făcut 2 ani de relație. Da. Ai ajuns să o iubești. Da. Ai și verbalizat asta. Nu mă gândeam că o să pot să iubesc atât de mult o femeie. Adică am iubit-o ca pe mama. Nu. A fost... Nu. Ce? Nu spune asta. În primul rând sunt două iubiri diferite. Exact. Părinții-s părinți. Păi nu, iubirea... Nu e aceeași. Nu, vreau să fac o comparație. Adică mult ai vrut. Am iubit-o, gen, dar vreau să intensific iubirea. Ai iubit-o mult? Mult. Și consider că ești vindecat acum? Adică ai trecut asta peste... Dacă am trecut greu peste, sincer. Greu? Două luni? Nu, într-o săptămână mi-am revenit. Într-o săptămână... Tocmai vreau să spună că două luni este puțin. Păi, ascultă-mă. Da. Bărbații de obicei suferă după mai mult timp. Da, adică la început, la început sunt nu, tot tipari, după ea. Nu, la început e ascund asta. Da, adică după. Și acum că băi, da... Parcă... Nu știu, că și cu fostele din trecut, în fine, cu fostele erau o lună, două, na. Păi, acum vorbim de 2 ani, vorba de o perioadă care ai iubit-o, adică... Da, dar am iubit-o, dar de vreo jumătate de an, gen, iubirea tot scădea, na. Deci te-ai detașat din timpul relației. Da, cumva treptat, n-a fost gata, nu ne mai vedem de astăzi. Păi nu, încă nu vă mai vedeți de astăzi, dar ție ți-au scăzut sentimentele. În astea două luni ați mai ținut legătura sau ați Da, pentru că am stat amândoi în același apartament, în chirie, am avut chestii de rezolvat și a trebuit să ne vedem. Știe că ești aici? Nu cred. Și când o să se vadă la televizor? O să vină după tine. O să caute? Nu știu. I-ai dat la bloc? Câte nebună... Da. La câte nebună o știu, poate mă trezesc chiar pe aici. Ok. Deci... Adică, gândiți-vă, în ultimele luni cam ea trăgea. Bă, stai. Zic, nu mai merge. Și după aia amândoi am decis, bă, da, chiar. Era mai mare ca așa cum a fost. 24. Zice așa, că poate să pară nu prea drăguț. Poftim? Adică vrei să... Poate nebună într-un mod plăcut. Nebună într-un mod plăcut, să nu se înțeleagă greșit. Exact, da. Păi dacă se trezește acum, exact, sau nu neapărat că vine, dacă îți scrie, vreau să ne împăcăm, uite că mă schimb malea. Nu cred că o să-mi scrie. Dar dacă ți-ar scrie? Nu i-aș mai răspunde, sincer. Adică aș vrea să văd și... De unde că ești rac, în primul rând? Dar nu pare foarte convins. Exact. Nu pare convins? Nu. Okay. Ai cacărit pe el. Aștept să-ți scrie fosta. Da, bune. Păi zis, ai vrea să-ți scrie? Acum sigur să-ți scrie. Păi având în vedere că a zis că el a fost primul care a început să se detașeze de ea. Da, noi știm versiunea lui, care nu prea e credibilă. De ce să nu fie credibilă? Păi versiunea mea e ceea ce spun, ceea ce a fost. Dacă tu gândești... Ea n-ar putea, dacă te-ar căuta, să te dea înapoi. Adică să te uiți, mai stai puțin. Nu, că au fost prea multe chestii și...
ne-am despărțit tot așa, o chestie de câteva zile, ne-am păcat și am vorbit și cu ea, degeaba. Adică oricum o să ne despărțim la un, la un moment dat, știi? Degeaba tot. Într-o jumătate de ani de câte ori v-ați despărțit? O dată atunci, așa și acum. O dată? Da. Dar v-aș certa de mai multe ori. Non-stop. De-aia m-am și săturat, știi? Știu, înțeleg. Da, adică într-o relație să fie liniște, să fie înțelegere, fără certuri, ok, că mai sunt certuri pe parcurs mici. Fără certuri n-ai cum, că tu ești drama king. Depinde, poate femeile sunt drama. Da, dar nu zilnic. Băieții raci și ei drama king. Ești drama king? Mm-hmm. Adică dramatizezi, îți place să te cerți? Sau? A, nu, nu. Toată viața am fugit de ceartă, nu-mi place. Nu pot, dar și dacă mă cer cu una din voi, vin și îmi cer iertare și mergem mai departe. Nu pot să țin ură sau... Dar nu e vorba de ură, e vorba de certurile astea, așa, de doar drept, ca să... să-ți hrănească ție acolo ceva. Nu, mm-hmm. Adică nu-mi place să-ți să cauți motiv de ceartă. Nu, niciodată. Să ți se pare mai palpitant... E, bravo. Poftim? Să ți se pară că e mai palpitant așa o... Să fie dragoste cu năbădăi. Nu. Nu? Nu. Așa am fost, nu știu dacă o să mă schimb. A. Dar ție îți place, Giulia? Cine? El. Ție. Nu, dragoste cu năbădăi. Mai îmi place. Dar nici prea multe năbădăi. Vezi? Că după aia o dăm în extrema aia la altă. Dar bine, eu așa sunt eu pentru că... În fine. Uite, și Rebecca a zis la fel ieri. Da. Îi place. Păi de când a venit e specific, tot asta a spus. E specific. Ție îți place, Giulia, dragoste cu năbădăi? Nu. Mie îmi place să rezolv. Bine, acum e despre... Uite, eram curioasă. Nici una plictisitoare nu e, adică, așa, monotonă. Nu, adică... dar modul în care se discută lucrurile. Adică dacă ai lângă tine o persoană cu care poți să, cu care reușești să discuți despre orice... Da, de multe ori îți place să nu am cu cine discuta, știi? Și... Pentru că ți-ai ales partenere cu care să nu poți discuta? Adică tu ți-ai fi dorit să discuți, dar nu era ea potrivită? Da, da, noi nu ne potriveam când era vorba de așa ceva. Păi da, acum tu vorbești din punctul tău de vedere, dar... Eu la fir pe jos. Acum depinde și de caracterul de fiecare. Nu, pentru că tu probabil spui din punctul tău de vedere că nu te înțelegeai cu ea și că nu aveai cu cine să vorbești. Probabil și ea la rândul ei. A, normal, normal, normal. Fiecare probabil... are părere. Dar niciodată n-am zis că ea e de vine sau eu. Da, da. E undeva la mijloc, n-a fost să fie, n-a fost înțelegere, știi? Nu erați pe aceeași undă. Da. Te ocupi cu conturile tale de socializare. Eram sigură că asta vrei să zic. Nu. Nu? Nu, am mai pus gen pe TikTok câteva chestii în trecut. Ce ai făcut? Vizualizări? Păi am făcut la un videoclip 50.000 de vizualizări, ceva de genul. A. Eram în bucătărie, aveam chef să cânt și mă filma sora mea și îmi s-o pun, că mi se pare mișto. Ne cânti ceva? Da. Acum am emoții, dar credeți-mă că o să vă zăpăcesc cu cântat. Și mie îmi place să cânt, facem un... Facem un ceva. Da. Un 2-10. Păi da, tu ai zis că manele. Nu poți, nu, n-am încercat. Roberta, dar învăț și manele. Totul are un început. Ai tatuaje? Da. Dar ce te interesează? Am văzut unul acolo și... Da, am pe tot piciorul, gen. Și atât? Plac tatuajele. Da, doar pe picior. Vrei să-ți mai faci? Nu știu, momentan nu. Ești gelos într-o relație? Da, dar când simt cu adevărat că ar trebui să fiu gelos. Adică nu sunt gelos că te sună, nu știu, un coleg de muncă sau... Fără motiv, dar dacă văd din partea ta că... Dai curs? Dai curs, normal că sunt gelos și nu stau mult. În 3 zile dispar. Tu dispar? Da. Nu pot, nu-mi place să sufăr după fete și nu mă pot lăsa. Da, normal. Gelos, acum zici, mă, că dacă vezi o infidelitate, logic, nu că ești gelos, se despar, da. Alege o fată care se conducă în casa vieții. Da. Mă conduci tu, Virginia, te rog? Hai. Ceau, fetele. Salut pe... Ce, Julie? Să-l salut pe Robert. Eu? Din partea mea și pe Robi din partea ta. Și pe Sebastian. Și pe Cosmin, dacă tot. Nu o să mai salut pe nimeni. Dai un pupic lui Sebastian. Vine băiatul nou. Cu Virginia. Păi ea e lider. Ea a zis bine, Patrick. A, nu mai e ea lider, mă, de fapt. Stai. Nu e ea lider. Lasă-mă. Înseamnă că îi place de Virginia, Robi. Ce se uită după aia, nu știe de cameră, că care pe unde e. Așa era. Robi ia măsuri. Păi,
N-are, mă, ce măsuri. Dar de ce o conduce Virginia, mă? Cine e lider? Ah, e Rebecca, era lider. Lider și nu e Rebecca și de-aia o conduce. A, e posibil. Și de ce o conduce Virginia? Pentru că nu e lider. Dacă e colega ei de cameră? Probabil. Bună ziua! Salutare! Ceau! Pa, pa! Robert, te salută Julie. Și eu. Zic că o pup pe Roberta. O pup pe Julie și o și eu o pup pe Roberta. Virginia, și Roberta că o pup tare, așa îi spui. Bine. Ce ai zis, Patrick? M-ai întrebat ceva? Vino Virginia, că o pup. Ce? Salut, Patrick. Bine. Ceau. Te pup. Bine. Naude. Da, Virginia, zi. Păi tu m-ai întrebat ai ceva? Cum de l-ai condus tu? El a ales. Da, geamă, bine. Și mie. A, de să înțelegem că pentru tine. Da, nu m-am mărit nici de data asta. Nu-ți place? Nu-ți place, a? Un pic îți place. Mm-mm. Nu? 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 Nu. Andreea, ție îți place? Adică e... Nu, așa la prima vedere. Da. Nu cred că e genul meu din ce-a povestit. Exact. Hai să stăm jos, frate. Emoții? Puțin. Hai.